Cupa Steaua la minifotbal organizată de ziua clubului nostru a fost dominată de echipele Academiei de Fotbal Steaua București. Micuții jucătorii roșalbaștri s-au impus la toate cele 5 categorii de vârstă, de la sub 7 ani până la sub 11 ani și au fost recompensați la final cu diplome, premii, dar și cu multe trofee individuale. A fost extraordinar. Au fost două zile cu adevărat fierbinți și la propriu și la figurat. Ne bucurăm că toate grupele noastre participante au reușit să câștige locul întâi și cred că nu se putea mai frumos să sărbătorim ziua clubului decât prin acest eveniment dedicat copiilor. Toți s-au bucurat, și copiii și părinții, deci a fost un eveniment super reușit. Este foarte important, e important să participe la turnee, e important să joace finale, să se obișnuiască cu presiunea unei finale și cu siguranță e foarte important să câștige. Să câștige sub emblema stelei este cu atât mai deosebit, pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre o echipă campioană care vrea să creeze campioni. Evoluția din fazele finale ale echipelor steliste a fost urmărită și de legendarul Marius Lăcătuș, care a remarcat mai mulți jucători de un real talent. Domnul Lăcătuș, în primul rând, la mulți ani de ziua clubului Steaua. Chiar dacă nu este o aniversare cu o sumă de ani rotundă, important este că cei din clubul Steaua aniversează azi înființarea acestui club și o fac, din câte observ eu, la un nivel foarte bun. Sunteți din nou prezent la Cupa Steaua. Ce impresie vă lasă micuții fotbaliști? Ți-e mai mare dragul să te uiți la ei, pentru că deocamdată sunt destul de mici. Mai trebuie să treacă timp, dar important este că s-a ajuns, din câte am vorbit și cu George, sunt 500 de copii angrenați în această competiție, un lucru care nu cred că s-a făcut de foarte mult timp sau poate niciodată, un așa număr mare de copii. Și cred că ăsta e cel mai important lucru. Putem spune că Steaua are viitor? Lucrurile merg bine spre foarte bine. Din moment ce la grupele de elită ne-am calificat în play-off cu toate echipele, am avut și un rezultat la U17 foarte bun, câștigarea cupei. Găzduită în condiții excelente de modernul complex sportiv Steaua, Cupa Steaua la minifotbal promite să devină în anii următori o competiție de tradiție. Este un final de sezon excelent. Suntem singura academie din țară care a jucat toate cele trei finale la aceeași categorie de vârstă. Ne bucurăm foarte mult de evoluția jucătorilor noștri din academie, faptul că au făcut pasul către echipa mare și nu unul, ci trei jucători. Suntem pe drumul cel bun. Eu spun că am pus început bun acestui proiect al academiei și avem speranțe că în viitor Steaua o să aibă cea mai bună academie din București și în curând din țară. La anul dorim să aducem și mai multe echipe. Anul acesta au fost 40 de echipe participante, dublu față de numărul echipelor care au fost anul trecut. Ne dorim să acoperim toate categoriile de vârstă, pentru că vedeți aceste facilități extraordinare pe care le avem aici în complexul Steaua, ne oferă această posibilitate și putem să le oferim bucuria copiilor de a participa la Cupa Steaua.